Ceva băieți și bine ați venit la un nou episod din FIFA 23 Draft spre glorie. În căutarea unui Team of the Year în pachete încercăm un nou draft. Draft unde avem disponibile cardurile Team of the Year. Team of the Year Icon, o mulțime de jucători geniali. Cel mai mare promo al anului este aici. Pregătește-te pentru toti și profită de cele mai bune prețuri la coins pe fifacoin.com și ai parte de extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. A plecat, s-au dus bănuții. Și ce jucăm astăzi? Haide mă cu un 4-2-2-2. Hai cu un 4-2-2-2 frumos. Vedem ce vine la capitan. Bandit like Beckham. Păi nu facem noi o combinație de asta, mamă, și Kimmich 99 la dribbling. Beckham pe super sub, Team of the Year Icon. Ok, haide tot, a plecat Beckham. Mergem pe atacant central. Unde? Vine ceva frumos sau vine ceva frumos? Vine Smolarek, ne place. World Cup Hero. Un icon. Frumos. La băieți. Vine Davo Šuker, l-am mai avut. Păi și spunem noi nu, dar avem doi stângaci cu Davo Šuker. Hai să zicem. Poate jucăm pe 1-3 CAM pe partea stângă a terenului. Mason Mount nu ia cu Beckham pentru că Beckham nu e în chemistry, din păcate. Paie. N-ai pe cine, ovițul aici. Ia un Mason Mount, treci mai departe și mergem pe right CAM, unde vine ceva frumos. Zizu, World Cup, tati. Bun. Fabi pe CDM, pentru Premier League, păi de ce nu? Eu zic că e bine acolo pentru Premier League. Următorul player pick nu o să fie cine știe ce. Strângem de un chemistry un francez pentru Zizu, nu? Fii atent, noi o să jucăm așa după minutul 1. Asta așa, Zizu-l joc atacant central și bag pe Beckham pe dreapta. Să facă senzație acolo. Are 3-3 la șut, dă-lea bombă, nu? Are finesse shot și outside foot shot. Early crosser, o să fie bomba atacul ăsta. Bun. Frumoși, eleganți. Da, tati. Hai pe CB. Vine Fabio Cannavaro, Koulibaly ăsta. O să mai bine cu Koulibaly. Dăm un Fabinho, dăm un Mason Mount. Vine un Kim Min-jae. Un Hernandez pe care îl schimbăm cu siguranță după minutul 1. Francez. Fundaș stânga. Vine unul bun. Toti. Hernandez, vine la băieți, frumos de tot, high medium, l-am luat pe golan, arată incredibil acest card, mă. Incredibil băieții mei. Rui Silva, nu trebuie să iau portarul, trebuie să mai aștept un pic, nu ai niciunul chemistry, portarul din sub nu luăm, luăm după aceea. Spinazzola, Carvajal, ce să faci că nu e niciunul bunicel. Nuno Santos, tot vine, ne roagă cu Carvajal, poate pe super sub, pe fundaș dreapta. Kingsley Coman cel mai high rated, au venit numai goals acum, dar ce înseamnă asta? Înseamnă că după aia vin și băieții grei. Ia poate de acum vine un Gareth Bale, încă un băiat negreu, încă 5. Bro, trebuie să-mi dai ceva, trebuie să mă legi un pic, uite că mă leagă acum. Mă leagă, fii atent cu Godfrey, îmi dai central, mă leagă bine acolo. Din contră, pierdem la overall, pierde Hernandez pentru că nu mai are... Hernandez e Team of the Year, n-are el nevoie de chemistry, vine un Bellingham, n-am ce să fac, îl iau pentru mijlocul terenului, chiar dacă nu e varianta sa, Team of the Year. Vine și un Harry Kane, un Traore CDM, arată bine, dar avem cineva din liga, e greu de făcut chemistry cu el. Harry Kane ăsta e tank acolo în față, cum facem să jucăm noi pe asta? Hai să mai miau, am zis că jucăm cu Zizou acolo. Vreau să-l bag pe Zizou la mijloc cu Bellingham, iai că facem așa, Harry Kane aici. Și ultimul, vezi că e și aici unul bunicel. Vine Foden, Ribery, Pala, francez. Mă vezi că e bun. Ia uite-l. Ai și un Carvajal, care ia uite 22, bam. Și cu un portar, ce ne trebuie? Pepe Reina, nu? E singur. 7-7, mâncaiași. Mai bine păstrăm, David Soria. Fii atent. Arată el cum arată acum. Dar după minutul 1, e pompiță. Fii atent. O să fie draftul Bandit like Beckham. Și îl facem frumos după minutul 1. Uite cum îl, hai să luăm și managerul și vă arăt cum îl facem după minutul 1. O frumusețe totală. Creștem și noi un picuț așa, 22. Băi, nu creștem. Hai să luăm pe Cooper totuși din Premier League. Rămânem cu un chemistry slăbuț. Dar n-am jucat la chemistry, am jucat la jucători buni. High rated Kane, Zizou,
Hernandez. Și hai să vedem cum intră. Shooker acolo. Bam! Kane. Aici. Țac! După aia. Zizu. Bellingham. Mamă, mamă, cum o să fie. O să fie tang mijlocul ăsta. Vezi că nici apărarea nu era. Nici apărarea nu era. Și Beckham aici. Eu zic că suntem bine de bine în draftul ăsta. Van der Sar, Tielemans, Vardy, Messi, 4, 1, 2, 1, 2, varianta aici, face și schimbări, vezi că ăsta cred că e adversar bun. Ia, hai să fim noi serioși și să jucăm cât se poate de bine. Bro, bro, teleghidată centraia lui Beckham, păcat că n-ajunge Zizou la timp. Haide, tată. Se știe, se știe. De fapt, nu se știe, n-a intrat. O, ce greșeală aici și Shooker. Nu ratează. Nu te cred. Bro, ce pase de Beckham. Bună pasă oare? Cred că e bună, ia să vedem pe Smolarek. Se duce oare? Pare că se duce bine. Și intră mingea aia. Vezi că nu e offside. Și Harry Kane nu ratează. 3-0. Se duce Kane din nou. Lobul este de o perfecțiune rară și e 4-0. E cam meci, tati. Ok, 4-1. Se duce Beckham. Îi face pe toți acolo. Asistoare? Nu, bară. Merge până la urmă. Dar ce l-a făcut Beckham? Ce cursă. Ia vezi o centrare. Bro, e aproape de perfecțiune cum livrează mingea Beckham. Ia vezi. Prindeam un verde, ieșea o rachetă. Poate se joacă, ia stai să vedem. Trebuie să încercăm cu Beckham de aici. Nu prea sunt eu un maestru al loviturilor libere, dar trebuie să încercăm pe asta. Îl mută. Se zicea perfect, dar n-a avut forță. Vezi? Adversarul că vede că nu poate, vrea el să te aibă la mână cu ceva, să-ți facă o braziliană, chiar dacă e, tu ai 3 goluri în față, știi? Tati, lasă brazilienele, tati. Hopo! A ieșit, mă, stins consola, mă, băiatul. Fanatic PL, vezi că este adversar bun. Van der Sar, Maldini, Lucio, 4-3. Uaia, mamacita. Smolarek, joacă pe asta. Oh, ce pasă pentru David Beckham. Bă, e turba Van der Sar ăla cum scoate acolo, yikes. N-ai ce să-i mai faci, s-a dus prin toți. Te-am șirat aici, ovițele? Dar vezi că e Hernandez acolo cu intervenție măiastră, încă una, bă, de 3 ori am făcut. De clink și de... Băi, trebuia să dea el gol, nu? De 3 ori m-am apărat perfect, frate, și tot la el sare mingea. E că e bună pasa. Dar e negreșit, mă, ăsta acolo. Mamă, Van der Sar ăsta. Offside. Ref? Băi, ce bun, e offside. Wow. A dat bine, mă. Băi, n-a fost offside acolo, nu vine să cred. Băi, frate, am ratat din toate pozițiile, nu-mi vine să cred în draftul ăsta.
Haide, Beckham! Nu! Do, scoate din nou Van der Sar. Nu mai e, gol asta, e gol. Am văzut de când am făcut schema că e gol. Semifinale la Băiescu, Casillas, Martinez, 4-3-2-1. Sistem de joc super cu Ruud Gullit, Team of the Year Icon. Gerd Müller, Team of the Year Icon în față și Eusebio World Cup. Are o super, super formație și line-up adversarul nostru. Hai să vedem cum ne descurcăm. Este un Harry Kane! Ce centrare! Mamă, cum a scos-o de acolo portarul. Eram talent la 2-0. Talent, vă spun. No, super atacul. Dar nu vrea să intre mingea, mă, lovește bara acolo. M-am prostit, încă una mare. M-am prostit. M-a luat cu emoționes. A salvat-o, mă. Dacă-ți vine să crezi al nostru. A salvat-o al nostru. Ia să vezi, eu dă Zizu. Bă, cred că e bună, băi, du-te dică. Du-te dică. Smolarek! În blocaj! Am greșit încă una, mă. Haide, Smolarek, încă una ratată. Kane! Da, mă, da, cu puțin bulan la noi! Facem 2-0! Primul șut. Nu, mă. Arată Gerd Müller preluarea, mă, mâncaia și gurița lui. Talentatul de Gerd Müller, așa, tată. Nu, Vițu n-a luat, asta e fost shot-ul lui Beckham, băi, ești nebun. Întoarce la fault, ref, avantajul. Mi-a lăsat prea mult avantaj, mamă, ce m-am prostit acolo. Da, tati! Harry Kane, mua! Aia e, tată! M-a băgat una. Pleacă și finala cea mare! Ia să vedem ce avem aici, tată! Una e Simon, Botman, Zakaria, Modric, Drogba, ce e? 4-1-2-1-2, varianta Nero. Op, te-a prins o viță și te va face aici, n-ai ce să mai faci, GG. Ok, hai să ne facem schimbările, nu să joci cu Andrei de 79, e tureros. Bro, Hernandez, Ran FC. Și Beckham vine cu egalare. Stai că poate și al meu, mă. Vrea să-mi arate că poate și el. Și chiar poate, ia uite-l. Ran FC, tăi pupovițule. Mâncați-a sufletul tău. N-a și tu, n-a bele. Am ratat, Doamne, nu cred că am ratat așa ceva. Haide, Kane, cu preluarea. E gol, Lazio!
Nu, Smolarek! Noviță, încă o ocazie mare acolo, poate stau din prima. Poate că aia era opțiunea optimă. Kane, încare! Ce finalizare! Harry Kane! Bam, 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 bam! Bro, ce centrare a lui Beckham! Ce centrare a lui Beckham și Zizou! Face 4-2! Și asta e bună pentru Bale. Hai, tată! Nu, bar! Frumos, mă. Frumos gol, mă, n-am ce să zic. Frumos, frumos. Victorie la draft, băieți. În final acolo. Hai să vedem premiile. Merităm și noi ceva frumos. Haide, tati. Un replays pack pe Road to Glory. Începem cu Jumbo. Pa, pa, pa. Un pic de profit, poate la băieți. Of, îmi stă inima mereu când deschid pe Road to Glory un pachet, ținând cont că e Team of the Year în ele, dar știți voi, șansele sunt... Micuțe, 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 micuțică, micuțică. Și Rare Players Pack-ul vine cu nimic special, din păcate, un englez left winger Grealish 84, mamă, e drop rate-ul super, super mic. Și un inform, ok, ok. De ce ne-am făcut bănuți înapoi? Asta o să fie totul pentru astăzi, băieți. Nu uitați să apăsați butonul de like. Vă pup, obițe, și ne vedem în clipul următoare. Pa, pa!